Râslea cel voinic și merele de aur. A fost odată ca niciodată că dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti. A fost odată un împărat bogat, viteaz, milostiv și iubitor de semeni. Avea împăratul nostru 3 feciori ca 3 brazi, de care era tare mândru și nu-i pierdea din ochi de dragi cei erau. Bogăția cea mai mare a împăratului era însă un pom măiastru care arăta ca oricare altul, dar în fiecare an făcea mere de aur. Nici măcar odată nu s-a putut bucura împăratul de aceste mere. Tocmai când dădea în rod, în puterea nopții, cineva se furișa și le fura pe toate. Zadarnic a pus împăratul nostru străji și pe cei mai viteji oameni de arme să păzească. O vrajă îi adormea, iar hoțul fura toate merele de aur. Amărăciune mare s-a lăsat pe împărat din această pricină. Într-o zi, împăratul chemă la el garda împărătească și dădu poruncă să taie pomul. Boierii au tot încercat să-l înduplece, să lase mărul, dar fără izbândă. În cele din urmă, veni la el cu rugăminte fiul cel mare. Tată, oamenii ce ai pus să păzească pomul n-au făcut nicio ispravă. Cer îngăduință măriei tale ca la anul când pomul va rodi, eu însumi să-l păzesc și mă prins că voi pune mâna pe acel tâlhar nerușinat. Împăratul se lăsă înduplecat să-i dea voie să-și încerce puterile. A trecut anul în zbor și veni din nou vara. Pomul cel măiastru prinse a da roade. Veni și sorocul când trebuia să se coacă merele. Feciorul cel mare al împăratului se așeză la pândă hotărât să prindă hoțul. Pe la miezul nopții, ceața se lăsă peste grădină și odată cu ea, somnul cuprinse pe fiul cel mare, care căzulat. Hoțul fură nestingherit toate merele de aur, ca în fiecare an. Nepovestită fumânia împăratului când auzi spunându-i se astfel de întâmplare. De silă, de milă, împăratul fu nevoit a mai aștepta încă un an ca să facă și voia fiului său mijlociu, care cerea cu stăruință de la tatăl său ca să-l lase și pe dânsul să păzească pomul. Și se mai scurse un an, iar vara își intră în drepturile ei firești. Pomul nostru cel măiastru rodi din nou. Veni și rândul fiului cel mijlociu să păzească mărul, dar păți ca și fratele său cel mare. Și uite așa, nu-și putu duce la bun sfârșit legământul nici fiul mijlociu al împăratului. Tatăl deznădăjduit dădu porunca a doua zi să se taie pomul din rădăcină. Tată, zise Prâslea, fiul cel mic al împăratului, pomul acesta l-ai crescut și l-ai îngrijit atâția ani și nu te-ai bucurat de roadele lui cele de aur. Mai lasă-l, rogu-te, și anul acesta să-mi încerc și eu norocul. Am presimțirea că eu voi izbuti. Fugi de aici! Câtă răbdare să mai am! Tocmai tu vei reuși ce n-au fost în stare alții să facă! În cele din urmă, împăratul se lăsă înduplecat de rugămințile lui Prâslea și mai lăsă pomul încă un an, nevrând să-l vitregească pe acesta de încercare. Prâslea se ducea în grădină și tot plănuia privind la măr. Pentru ca somnul să nu-l fure, Prâslea își legă o găleată plină cu apă pe o creangă deasupra capului și legă o sfoară de toartă și de mâna sa. Atunci când ar adormi, s-ar mișca sfoara
și apa s-ar vărsa peste el trezindu-l. Dragii mei, așa s-a și întâmplat. Atunci Prâslea luă arcul și trase câteva săgeți spre umbra care se furișa în pom, până ce auzi un țipăt de durere. A doua zi, Prâslea cel voinic îi aduse tatălui său merele de aur pe care și le dorea și pe care nu reușise nimeni până atunci să le vadă coapte. Mare fu bucuria împăratului, căci nici nu mai spera la așa ceva. Prâslea voia acum să prindă și hoțul rănit de săgețile sale, luându-i urma după dârele de sânge pe care le lăsase. Le arătă fraților că dârele duceau spre miază noapte, unde s-ar afla tărâmul hoțului. Din cauza că Prâslea fusese mai istez decât ei, reușind să ducă la bun sfârșit făgăduința față de împărat, erau invidioși pe el și hotărâră să-l piardă când se va ivi prilejul și să scape astfel de rușinea și umilința ce le-a pricinuit-o. A doua zi, dis de dimineață, cei trei frați luară cu ei ceva merinde și plecară la drum călăuzindu-se după dârele de sânge lăsate de hoțul fugar. Doi țărani care adunau fânul cosit în căpițe, văzându-i pe cei trei fii ai împăratului, tare se mirară, întrebându-se unde or fi plecat așa de dimineață. Străbătând dealuri și voi, câmpuri întinse și păduri nesfârșite, din zorii zilei și până la lăsatul nopții, cei trei feciori de împărat urmau neabătuți drumul arătat de picăturile de sânge, hotărâți să prindă hoțul merelor de aur. Se afundară într-o pădure deasă, care părea că nu se mai termină. Până la urmă, dădură de capătul pădurii și mai merseră până ce ajunseră la o prăpastie unde se terminau dârele de sânge. Atunci pricepură că în prăpastia aceea trebuie să locuiască hoțul merelor de aur. Cei trei frați se sfătuiră ca pe rând să pătrundă în prăpastie cu ajutorul unei frânghii ce o legaseră de un copac. Mai întâi coborâ fratele cel mare și le spuse că dacă funia se va mișca, să-l tragă numai decât afară. Un hău mare se deschise sub el și o sumedenie de păsări își luase zborul speriate. Înfricoșat, dădu drumul torței și mișcă frânghia pentru a fi scos afară. Ca să nu se facă de rușine, îi minți pe frații săi spunându-le că a scăpat torța din greșeală. Crezându-se mai viteaz, fratele mijlociu vreau să coboare el de grabă. Dar întunericul și hăul care se deschise sub el îl sperie așa de tare că aruncă torța și trase de frânghie. Afară se folosi de aceeași minciună ca și fratele mai mare, spunând că i-a căzut torța. Când veni rândul lui Prâslea, acesta coborâ în prăpastie fără frică, până cedete de fundul acesteia. Ajuns pe tărâmul celălalt, Prâslea descoperi o lume altfel decât lumea oamenilor, unde totul era pustiu, de nu vedea chip de om sau vreo vietate. Merse ce merse pe urmele dărelor de sânge, până ce dedu de un palat cu totul și cu totul de aramă. Din palat ieși o fată care mult se bucură să mai vadă chip omenesc și îl chemă înăuntru. Fata-i povesti că pe acest tărâm e moșia a trei frați zmei care au răpit-o pe ea și pe cele două surori ale ei, toate fete de împărat, și voiau să le oblige să ia de bărbați. Află că tot ei furară merele de aur din grădina tatălui său. Fata-i mai spuse că zmeul cel mic și care avea palatul de aramă și care o răpise pe dânsa, trebuie să apară. El era atât de puternic că își arunca buzduganul cale de o poștă, anunțându-și venirea. Nici nu termină vorba că zmeul și aruncă buzduganul, care intră pe geam și se prinse în cui.
Prâslea îl luă de grabă și îl aruncă înapoi cu atâta putere că l-a lovit pe zmeu drept în moalele capului, lăsându-l lat. Fata-i mulțumi că a scăpat-o de zmeu și porniră împreună spre palatul de argint să o elibereze și pe sora cea mijlocie. Cu mare bucurie îi primi sora cea mijlocie când îi văzu. Turbat de furie, apăru și al doilea zmeu, aruncând buzduganul ce se așeză în cui. Prâslea atunci îl aruncă mai tare în dărăt, izbindu-l pe zmeu în cap, lăsându-l și pe acesta lat. Fata-i povățui cum să facă ca să scape din robie și pe sora cea mică și plecară toți trei spre palatul de aur. Mult se bucură fata cea mică când își văzu surorile nevătămate, dar și așa frumusețe de flăcău. Ea îl rugă să o scape de zmeul care o ținea o statecă, dar nici nu termină bine vorba că zmeul și aruncă buzduganul. Prâslea atunci luă buzduganul și-l aruncă cu atâta putere înapoi că-l lăsă lat și pe zmeul cel mare. Fetele mult se bucurară că le-a scăpat flăcăul din robia zmeilor, dar mai aveau ceva de făcut. În palatul de aur se găsea un bici fermecat. Fata cea mică îl luă și când bătu cu biciul în cele patru colțuri ale palatului, îl transformă într-un măr de aur. La fel făcură surorile ei cu palatul de argint și cu cel de aramă. Apoi ei făcură cale întoarsă plecând spre tărâmul nostru. Prâslea a clătinat funia și a trimis-o pe fata cea mare întâi cu mărul de aramă. Apoi a trimis-o pe cea mijlocie cu mărul ei de argint. Fata cea mică, înainte să iasă, îi dădu lui Prâslea mărul de aur ca semn al recunoștinței sale, spunându-i că e un măr fermecat și îi va fi de mare trebuință la nevoie. Prâslea simțise mai dinainte că frații lui îi purtau sâmbete și ca să-i încerce, legă o piatră de frânghie în locul lui. Socotind că este fratele lor mai mic, îi tăiară frânghia, care căzu în jos cu mare iuțeală, ceea ce-i făcură pe frații lui să creadă că Prâslea s-a prăbușit. Prâslea, văzând că piatra căzu în gol, mulțumi lui Dumnezeu că i-a scăpat zilele. Apoi plecă să caute altă ieșire spre lumea noastră. Deodată auzi niște țipete și văzu un balaur care voia să mănânce niște pui de zgripțuroaică. Prâslea scoase paloșul, se repezi la balaur și numai decât îl puse pe fugă. Atunci când veni zgripțuroaica, mama puilor, bucuroasă, îi făgădui că-l scoate pe tărâmul nostru. Ea îi mai spuse că o zi pe tărâmul celălalt făcea cât un an pe tărâmul oamenilor. Zgripțuroaica îl scoase pe Prâslea pe tărâmul nostru și își l-a rămas bun de la el, făcând cale întoarsă de unde a venit. Scăpând Prâslea cu viață din primejdiile prin care a trecut, o luă la pas voinicește spre cetatea tatălui său. Pe drum urcă în căruța unui țăran, care nu-l recunoscu ca fiind fiul împăratului, și află de la dânsul că frații lui au luat de neveste pe surorile mai mari pe care el le-a salvat, că tatălui era tare mâhnit de pierderea lui Prâslea, că fata cea mică îl jelește și nu voiește a se mărita nici în ruptul capului cu altul, cu toate că au pețit-o mai mulți fii de împărat. Mai află că fata îi spusese împăratului că dacă voiește să se mărite cu unul din pețitorii pe care îi adusese, să pruncească să-i facă o cloșcă cu pui de aur. Atunci împăratul chemă la el pe starostea de argintar și îi dădu poruncă să-i facă o cloșcă cu pui de aur, că dacă nu unde-i stau picioarele, acolo-i va sta și capul. Prâslea, auzind cele întâmplate, se duse să intre ucenic la argintar, promițându-i să-i facă el cloșca cu pui de aur. Argintarului nu-i prea veni a crede, dar neavând încotro, îl lăsă să încerce. Dragii mei, Prâslea a făcut cloșca fermecată cu ajutorul mărului de aur pe care îl dăduse fata cea mică.
Mare fu mirarea argintarului când văzu a doua zi dimineața minunăția de cloșcă cu pui de aur. Bucuros că a scăpat cu viață, argintarul merse la curtea împăratului, spunându-i acestuia că are un nou ucenic, cel care a făcut cloșca cu pui de aur. Fata, cum văzu cloșca, pricepu că prâslea cel voinic trebuie să fie ieșit din prăpastie. Ea îl rugă pe împărat să pună să-l aducă pe acela care a făcut cloșca. A doua zi, argintarul se înfățișă cu prâslea la curtea împăratului. Feciorul de împărat se tot trăgea mai într-o parte, la întuneric, ca să nu fie recunoscut. Fata însă îl recunoscu imediat și îl arătă împăratului. Acesta își recunoscu cu mare bucurie feciorul pe care nu mai spera să-l mai vază vreodată. Împăratul numai decât își dădu seama că fiii cei mari fuiseră să-l piarză pe prâslea și ceru acestuia să-i pedepsească cum va voi el. Prâslea însă îi iertă, spunând că pedeapsa și-o vor lua de la Dumnezeu. Apoi prâslea o luă de nevastă pe fata cea mică și nuntă mare se făcu la palat, cum nu s-a mai văzut decât în povești. Și am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Eu am fost Camelia și vă mulțumesc că ați ascultat povestea. Nu uitați să apreciați, să vă abonați și să activați clopoțelul. Așa o să fiți primii care aflați când revin cu alte povești frumoase. Rămâneți cu bine!